cele iubirii. În timp ce Sebaidin era foarte preocupat de un nou look pentru Ada, aceasta trăgea câteva concluzii și la conexiunea creată între cei doi. Ai început să vezi la mine mult mai multe lucruri decât crezi. Pentru că tot aveai dubii. Și ce am început să văd? Cum reacționez la o părere, cum reacționez într-o situație, în colectiv, când sunt nervoasă, când sunt liniștită, când sunt calmă, când îmi place ceva, când nu mai îmi convine ceva. Și să știi că n-am cine știe ce secrete atât de enorme încât să-mi ghideze sau să-mi transforme toată viața sau să fac o dramă. Înțelegi? Înțeleg. Și nu mai te speri atât de trecut unei femei. Că trecut o face ceea ce ai tu în prezent. Nu-i greșit ce spui. Știu. Dar sunt foarte conștient când vreau să pornesc într-o relație care îmi sunt limitele. Nu vreau să fac ceva doar să fac. Nu vreau să fiu doar să fiu. Nu-ți mai fie teamă. E foarte ușor de spus. Ai auzit? E foarte nu ușor. Mai dai explicații. Nu-ți mai fie teamă. Ce-ți place cel mai mult la mine? Nu știu să zic. Că nu e un singur lucru. Mă atrage și felul tău de a fi așa. Dar ți-am zis. Mai sunt niște semne de întrebare peste care vrei să-ți răspund acum la o întrebare? Nu. Sunt pregătită. O să-mi vorbești când ești tu pregătită. Păi sunt pregătită acum să-ți răspund la o întrebare. Nu vreau să te întreb, nu vreau să te mai pun în niște situații nefavorabile pentru tine. Aștept momentele în care vii și îmi spui tu ce simți tu să-mi spui. Și eu atunci intervin cu întrebări. Pentru că dacă eu nu știu unde atac, unde punctez, eu știu ce vreau să aflu. De ce te interesează cum arată relația din exterior și simți nevoia să pui întrebările astea persoanelor din exterior? Nu știu dacă să-i spui ceea ce a trebuit să facem sau întrebările din interior. Nu știu. Gândește-te la asta. În același timp știu unde mă aflu, adică o întrebare nu poate să conteze. Nici, până la urmă, nici părerea mamei nu poate să conteze pentru ceea ce simt eu. Cu siguranță, dar de asta te și întreb. În momentul când ești hotărât, îți place să vrei ceva, știi prea bine ce să faci. Când ești hotărât, exact când ești hotărât. Păi eu ți-am zis că ești nehotărât. Păi sunt nehotărât. Păi știu. Dar în același timp, după săptămână, nu mi se pare normal să... Vai, gata, imediat m-am îndrăgostit și m-am făcut. Poate pentru tine, eu pe tine te cred și îți înțeleg sentimentele. Poate să fie natural. Îți înțeleg sentimentele, dar în același ce timp... Ce stai puțin, ce sentimente? Astea, că faci ce simți așa. Eu observ că ai făcut mai mulți pași decât am făcut eu. Și înțeleg lucrul ăsta. Și înțeleg că nu toate persoanele sunt la fel. Eu nu le fac cu un scop. Da, dar eu nu te cunosc. Știu, dar uite că poți să începi. Am început să te cunosc. Lasă persoana să-ți spună și să-ți arate fără să zici niciuna, da, dar totuși eu nu te cunosc, da, dar totuși eu nu știu de aia, da, totuși... Lasă să-ți arate. Pentru că eu în timpul ăsta îți arăt. Aștept. Că și tu ești... Ce tu mă cunoști pe mine? Trebuie să mă cunoști pe mine. Mie nu-mi place să intru și să ies dintr-o relație așa după cum bate vântul. Adică mai bine prefer să te cunosc în totalitate, într-o cunoaștere, cum se spune aici. Într-adevăr, dacă eram afară, lucrurile erau clar altfel. Și de ce să nu aștept să te cunosc? Poate nu neapărat din relația cu mine și în relația cu alte persoane, pentru că atunci cunoști un om și mai bine. Și aștept să-l cunosc, să vezi cum reacționează, cum gândește, cum se comportă. Uneori de aia nici nu vin lângă tine, uneori de aia nici nu stau cu atât de mult pe lângă tine, pentru că atunci când se deschid ușile, normal, venim, stăm cât stăm. Dar eu vreau să te văd și cum interacționez cu celelalte persoane și să nu crezi că nu stau cu ochii pe tine și nu te urmăresc. Pentru că de asta sunt aici, nu? Dacă nu spuneam, bă, nu vreau să fiu într-o cunoaștere cu tine. Ești ochii din umbră? Cum? Ești ochii din umbră? Bineînțeles. Dar tu crezi că nu te văd? Tu crezi că nu te simt? Și atunci? Și totuși în același timp tot naturale sunt. Pentru că aici emisiunea asta mai durează 2 luni. Dar după astea 2 luni nu vreau să dau cu cerul absolut nimic ce se întâmplă aici. Mai bine știu că, băi, nu s-a întâmplat sau o să se întâmple afară, decât să stau să
azi sunt, mâine nu sunt. Pe scurt. Pe scurt nu sunt. Cred că tu nu ești nehotărât de o alegere aici. Eu cred că ești nehotărât din ceea ce să faci cu tine. Nu ești nehotărât cu mine. Tu nu știi dacă să aștepți să-ți faci o viață după sau să pornești de aici cu o relație. O relație constituie timp, răbdare, implicare. Afecțiunea și toate celelalte poate să vină mult mai devreme. Dar o relație are nevoie de multe concluzii. Când am zis că sunt gata să trec în etapa următoare în relația noastră, în momentul de față ne avem relație de cunoaștere și de prietenie, și când am zis că sunt gata să trec în etapa următoare, ca și cum sunt gata să te descoperi mult mai mult de atât, ca să pot să, cum să zic, să pot să-mi dau seama la finalul tuturor testelor, întrebărilor și răspunsurilor, dacă pot sau nu să am o relație cu tine, o căsnicie direct și mult mai mult de atât, pentru că eu acum eu vreau alte lucruri. Că de jucat m-am jucat destul. Exact. Chiar m-am jucat destul până la vârsta asta, nu mai vreau. Și pentru mine este de ajuns și vreau aici cel puțin, chiar îmi doresc dacă e să se întâmple ceva, să fie ceva foarte serios. Nu joaca asta pe care o întâlnim uneori. Azi suntem, mâine nu mai suntem, pentru că n-am reușit să ne cunoaștem foarte bine și nu știm ce putem accepta și ce nu putem accepta. Și dacă o cunoaștere durează mai mult, asta eu cred că o să fie o relație mult mai sudată. Dar dacă ardem niște etape, o să ne întoarcem înapoi la ele. Capricile iubirii. Dezavantajele, că sunt și dezavantaje, nu doar avantaje, fiind la televizor și văzându-vă toată lumea cum vă manifestați într-o relație sau în altă relație. Dezavantajele, întorcându-mă la ceea ce voiam să spun, sunt că oamenii au tendința de a te judeca pentru că într-o relație ești într-un fel și în altă relație ești altfel. Că așa suntem cu toții. Nu putem fi la fel în toate relațiile pe care le avem. Și atunci, de-aia probabil că există multe întrebări în ceea ce te privește pe tine, Sebaidin, știi? Pentru că, într-un fel, te-ai comportat cu Damaris și poate scepticismul tău vis-a-vis de a încerca să ai o relație cu Ada este legat și de insuccesul pe care l-ai avut. Sau nu? Sau nu? Mie mi se pare că nu l-am cunoscut pe Sebaidin. Nu l-am văzut deloc cum ar fi el într-o relație cu o femeie sau o potențială relație cu femeie. Mi se pare că totul e la stadiu de hello my friend, bună prietene, ce faci? Mai dai cu un pumn, mai dai cu o palmă. N-am văzut nici cu Damaris și nici cu Ada chestia aia de flirt, de să vină natural, da, un pic, că Damaris nu i-a dat voie. Păi asta zic, mi-e pare rău că nu l-am văzut la, în postul. La nivelul încercărilor cu Damaris, cel puțin la nivel declarativ, a fost mult mai generos decât se întâmplă acum. Dar uite, vezi, două feluri de a nu da voie partenerului să te cucerească, omului din fața ta. Pe de o parte, Damaris, care era complet retrasă și închisă, și pe de altă parte, din partea asta este copleșit. Nu are timp. Pune pentru că s-au schimbat, că asta voiam să-ți spun, Ada, s-au schimbat un pic genurile. Am senzația că dintre voi doi, tu ești la care e cuceritorul. Ori nu uita să fii femeie. Păi asta v-am să femeia zic. Primește, e receptivă, ea e, înțelege, deschisă și bărbatul trebuie să vină să o cucerească și ea să-i spună, da, nu, bine, nu zic să fim niște prințeze, niște sclifosite. Exact. Că mai avem și treabă pe pământul ăsta. Da, dacă putem, de ce dar, să nu fim? Dar chiar aș vrea să spun și foarte bine specificat, v-am să vă zic că eu sunt deja sătulă de roleplay-ul femeii care încearcă să fugă sau fuge după bărbat, iar eu pun stop cunoașterii în urma concluziilor trase. Dar stai puțin, na, mie mi se pare că acum te pripești și că e ori ca tine, ori deloc. Adică eu nu înțeleg de ce, că tu ai sărit cumva, exact cum spunea și Paula, tu ești cea care hai să tragem, hai să facem, da, hai să cucerim. Dar lasă și tu lucrurile să vină de la sine. Mi se pare că
Și mai e o chestie, dacă nu e ca tine, dacă nu e ca tine... Uite, uite că a venit momentul să zic ce ți-am spus în pauză. Da. Nu luați decizii permanente pe baza unor stări trecătoare. Exact, exact. Așa este. Sunt într-adevăr de acord cu, cu dumneavoastră. Cunoașterea cu voastră poate să continue chiar și așa supărată cu tine fiind, doar lasă-l pe el să te cucerească. Da. Nu este pregătit, tocmai ce mi-a spus. Da, nu, stai puțin, stai. De asta nu e pregătit. Stai, stai. Păi da, nu, băi, simte presiune când tu îi spui. Las că știu eu, îți spun eu cum sunt eu și ce fac eu. Lasă că facem noi. O chestie, axarea pe trecut, ceva ce s-a terminat cu fosta parteneră, prezentul e altceva acum. Și trebuie să ne axăm pe asta. Dar nu poți să-l judeci pe chestia asta, că eu poate n-a avut încă timp să se limpezească. Abia a plecat. Da. Tu ai venit în... E adevărat că tu n-ai nicio vină, dar acum dacă vrei... Doamna Dorina, o mai vreți pe Ada sau nu? Dar să, să fiți sinceră, pentru că la început ați curtat-o, am văzut cu toții, se vedea clar interesul lui dumneavoastră înainte de a avea Sebaidin vreun interes. Credeți că Ada este potrivită pentru Sebaidin? Dar foarte sinceră vreau să fiți. În stadiul acesta. Da, eu așa am considerat că este potrivită, dar dacă... Și totuși, vorbim la trecut. De ce s-a schimbat? Pentru că mi se pare că la început erați foarte interesată de Ada și dorea să o cunoașteți. Ea, dar... Și la un moment dat mi se pare că parcă s-a întrerupt așa și n-ați mai fost atât de interesată și atât de entuziasmată. Prea stat în, v-am întrebat, încă sunteți rezervată, încă sunteți rezervată și mi-ați zis că îmi spuneți ieri. Ieri n-am avut timp să discutăm de asta, dar uite, vă întreb acum. Păi și ce să vă spun dacă între ei nu e nimic? Pot să vă spun da? Păi nu, eu vă întreb pe dumneavoastră. Eu credeți că Ada este potrivită pentru Sebaidin? Puteți să-mi spuneți. Eu cred că este, da. Trebuie să vină și din partea lui ceva. Uh-huh. Poate mai trebuie timp să se cunoască mai bine. Știți prin deci probabil că de-aia sunteți așa circumspectă. Vă gândiți că poate Sebaidin n-o place sau poate... Nu neapărat că n-o place, că Ada nu este un om să nu-l placi. Dar cred că îi mai trebuie timp lui să mai... Mai ține și de compatibilitate. Ce vă place dumneavoastră, s-ar putea ca lui să nu-i placă sau... Na. Nu, mie mi se pare că, mi se pare că se potrivesc așa, doar că au ritmuri diferite. Atâta tot. Mi se pare că au ritmuri diferite și trebuie un pic să se acordeze acolo. Cred că l-a mai ținut și pe loc. Ea nu știu, a glumit ce a zis, că așteaptă să vină și băiatul de afară și să vedem ce...